Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan, ne regăsim la emisiunea Realitatea în Politică, postul de televiziune Capital TV. De această dată vom discuta despre campanie electorală în pandemie, dar pentru telespectatori, dacă aveți întrebări legate de activitatea invitaților mei din această seară, dar și alte întrebări legate în mod evident de campania electorală pentru alegerile locale din acest an, aveți numărul de telefon pe butiera televizorului și puteți oricând să o faceți. Vă răspundem numai să avem parte, zic eu, de telefoane care să reflecte în mod cuvincios realitatea existentă în România. Nu vom răspunde apelurilor care au ca subiect, eu știu, aspecte ce țin de cuvinte neconforme cu o diplomație civică între noi și atunci, în mod evident, din platou, acele telefoane vor fi din prima respinse. Dar pentru că viața politică zi de zi suferă modificări, fluctuații, dacă vreți să spun așa, este o viață politică dinamică, vom vedea însă cum va fi pe data de 27 septembrie 2020, respectiv acest an, alegeri locale, dar în acest moment ne aflăm în plină campanie electorală. După cum am spus și aseară, repet și azi, ieri am asistat la un eșec nemai întâlnit până acum, atunci când la dezbaterea unei moțiuni de cenzură nu s-a întrunit acea majoritate, acel quorum necesar dezbaterii și ulterior votării moțiunii de cenzură. Pentru că, potrivit legii fundamentale și legii privind modalitatea în care moțiunea de cenzură poate fi adoptată și poate fi dezbătută, am spus la articolul 113, simt nevoia să o repet pentru că e normal ca cetățenii, telespectatorii noștri, să aibă cunoștință despre ceea ce presupune, de fapt, introducerea unei astfel de moțiuni și ulterior dezbaterea ei. Respectiv, Camera Deputaților și Senatul în ședință comună pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură cu votul majorității deputaților și senatorilor. Dacă ieri aveam 233 de deputați prezenți, în mod evident se dezbătea moțiunea de cenzură mergând de la supoziția că e posibil ca toți cei 233 să voteze pentru demiterea guvernului. Însă au venit 226 de parlamentari și, în mod evident, s-a amânat procedura prevăzută de legea fundamentală la articolul 113. Mai trebuie subliniat și că, potrivit Constituției, moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședință comună a celor două camere. A trecut, e adevărat, un număr mai mare de zile, dar să luăm în calcul și ceea ce înseamnă pandemia, care, din păcate, și astăzi a produs efecte extrem de negative, peste 1000 de cazuri și, cel mai grav, 60 de decese, 500 și ceva de persoane fiind la terapie intensivă. În mod evident, nu se pune problema amânării alegerilor, a introduce unei stări de urgență în această perioadă, pentru că, zic eu, s-au luat măsurile necesare, sunt conștient că nu este ușor ca cetățenii români să se prezinte la vot în asemenea condiții. Dar sperăm că totul va decurge conform planificării, conform dispozițiilor legale adoptate de Guvernul României și de Autoritatea Electorală Permanentă, în așa fel încât cetățenii care vin să-și exercite dreptul de vot să o facă în condiții de siguranță și, de ce nu, de încredere în faptul că sănătatea nu le va fi pusă în pericol. De aceea revin la situația moțiunii de cenzură. Discuțiile sunt ample, după cum știm, referitor la introducerea moțiunii într-o sesiune extraordinară, dar interpretările sunt totuși diferite, în sensul că, potrivit legii fundamentale, la alineatul 3 al articolului 113, se specifică faptul că deputații și senatorii care au inițiat
moțiunea de cenzură într-o sesiune parlamentară și moțiunea de cenzură a fost respinsă, în cadrul aceleia sesiuni nu mai pot iniția o altă moțiune de cenzură. Nu se specifică dacă e vorba de sesiune ordinară sau sesiune extraordinară. Ultima chestie care o mai spun, am mai spus-o și de aceea simt nevoia să vă aduc la cunoștință, Parlamentul, acest organ reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie, nu poate depăși sfârșitul lunii iunie, a doua sesiune începe în luna septembrie, respectiv de azi, și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Însă Parlamentul se poate întruni și în sesiune extraordinară, la convocarea președintelui României, a biroului permanent, al fiecărei camere și a unei treimi din numărul deputaților sau senatorilor, ceea ce s-a și întâmplat. Dar revenim la problemele care fac în această seară prezența în platou a doi candidați la alegerile locale din data de 27 septembrie. Este vorba de domnul profesor Popa Gabriel, din partea Partidului România Mare, care candidează la Consiliul Local al Primăriei Sectorul 1 și la Consiliul General al Primăriei Municipiului București. Bună seara, domnule profesor! Bună seara. Și este vorba de domnul Sebe Vocislav Emil, candidat tot din partea Partidului România Mare, la Primăria Sectorului 1, mă refer la Consiliul Local, și la Primăria Generală a Municipiului București, Consiliul General. Bună seara, domnule Sebe, seara. Și bun venit în platou, pentru că, iată, situația politică devine din ce în ce mai animată, pot să spun, chiar dacă vorbim de pandemie. Astăzi s-a discutat foarte mult despre începerea anului de învățământ. Sunteți profesor universitar și de aceea vă întreb, trecând peste ceea ce s-a întâmplat, dar o să revenim și la acel subiect, privind moțiunea de cenzură, un lucru extraordinar, între ghilimele spus, ne mai întâlnim până acum, ca la dezbaterea unei moțiuni să lipsească exact cei pe care te bazai că vor dezbate și vor vota moțiunea de cenzură, respectiv numai 226 de parlamentari, în condițiile în care au votat-o, dacă nu mă înșel, vreo 305, au semnat-o, vreo 350. Se discuta, chiar domnul Ciolacu spunea înainte, că domnule, ne bazăm deja pe 350 de voturi. Ei aveau nevoie, știți foarte bine, de un număr mai mic, nu s-a întâmplat. Care e opinia dumneavoastră? Da, ieri cred că a fost o zi în care Partidul Social Democrat a reușit ceva fără precedent. Dar acum mai surprinde ceva în condițiile în care în anul 2017 practic au inițiat moțiune de cenzură împotriva propriului prim-ministru desemnat de ei, apoi încă un prim-ministru, mă refer bineînțeles la domnul Tudose, a fost obligat să-și dea demisia. Deci practic ei de două ori și-au dat jos prim-ministri. Deci propriul guvern. Deci ne mai miră ceva. Chiar și al treilea guvern a fost dat tot cu ajutorul... Bineînțeles. PSD. Da, vorbim de anul trecut. Da, așa e, așa e, așa e. Da. Acum, ce se poate spune? Partidul Social Democrat e un partid, probabil, dacă nu primul partid din România, cu siguranță este al doilea partid ca mărime și dacă el se află într-o astfel de situație, înseamnă că situația politică din România este într-o situație... Este gravă. Foarte gravă. Tocmai de aceea vedeți câtă nevoie este de România Mare. Pentru că a lipsit de pe scena politică, ar trebui, zic eu, o mult mai amplă campanie. Bine, asta nu ține numai de cei care fac parte din Partidul România Mare, ci și de resursele pe care le aveți. Timpul a fost foarte scurt, dar sunt convins că se va cunoaște faptul că România Mare există, România Mare este pe scena politică. Iată, în acest moment participați la alegeri, un lucru extraordinar, la care probabil nu vă gândeați. Dar e nevoie de un astfel de partid. Poate dumneavoastră o să completați de ce, după ce discutăm despre, într-adevăr, Partidul Social Democrat trece printr-o perioadă dificilă. Foarte dificilă. Din toate punctele. N-au un lider. N-au. Nu au.
Acum, ce se poate spune? Ei au o experiență de 8 ani, două campanii câștigate detașat. Pe baza absenteismului, să fim sinceri. Da. În 2016 lumea n-a venit la vot. Poate anul acesta e o perioadă, dacă aveați un an la dispoziție, zic eu, era mare lucru. Dar asta a fost situația, nu e din vina conducerii sau cuiva din Partidul România Mare. A fost o luptă în instanță, acum în luna, sfârșitul lunii mai, ați reușit să intrați în legalitate, felicitări, să sperăm că Partidul România Mare va avea un cuvânt, exact, și va avea un cuvânt de spus, pentru că altceva nu văd. Eu în momentul de față nu văd o forță politică capabilă să fie la trântă, dacă vreți, cu PSD-ul și PNL-ul. Văd Partidul România Mare, dar nu în acest moment, pentru că a fost timpul foarte scurt. E adevărat. Da. Ca să închidem discuția cu Partidul Social Democrat, din păcate, ei au două performanțe negative, ca să le numesc așa, poate impropriu, aceea de a câștiga alegerile și de a nefiind capabil să păstreze un mandat întreg la conducere țării. Ne amintim de demisia premierului Ponta după drama de la colectiv. Da. Când a ieșuat lamentabil la guvernare, a urmat apoi ultimul, să spunem, mandat în care și-au demis două guverne și care arată că, de fapt, au o criză internă profundă, o criză a resursei umane, în primul rând. Exact. Aici vreau să ajung. Și iată, Partidul România Mare, cu ce oameni începe să iasă în evidență, în mod pozitiv, bineînțeles, încercăm. Pentru că Partidul Social Democrat, și am văzut la guvernele pe care le-au format, cel puțin și-au păstrat de regulă oamenii, dar au venit și miniștrii, știm foarte bine modalitatea lor de prezentare și de exprimare în public și, de ce nu, comunicarea, dar cel mai important, rezultatele care au lipsit. La unii miniștri mă refer. Da, nu mă refer la domnul Daia, care, într-adevăr, a avut rezultate. Au fost câțiva miniștri care au avut rezultate deosebite în cadrul guvernului, guvernelor, nu guvernului, că ei au rămas. Însă, Partidul România Mare, am spus, vine cu oamenii deosebit vom de încerca să, da, să facem o schimbare profundă în plan politic, prezentând un program puțin diferit față de ceea ce este acum pe scena politică. Vom încerca să redăm demnitatea cetățeanului român și să încercăm să câștige încredere în clasa politică, pentru că încrederea lui în clasa politică este în acest moment extrem de afectată. Așa este. Așa este. Bun. Cum vedeți ce s-a întâmplat ieri în Parlament? A fost ceva premeditat? A fost ceva dinainte stabilit? Că vedeți, urmează excluderi importante din PSD, în condițiile în care totuși n-ai oameni mai excluzi, trei parlamentari, e destul de complicat. Nu știu, eu, ca să fac așa o glumă, e greu să judeci și poate că nici nu este bine să judecăm noi Partidul Social Democrat. Dar ca să facem așa o glumă, au ridicat o sabie și s-au prăbușit sub greutatea sabiei înainte de a începe războiul. Se pare că Partidul Social Democrat în acest moment nu are lideri care să reprezinte o forță și în același timp să poată să unească resursele din acest partid. PSD-ul a fost un partid și este probabil încă un partid destul de mare. Eu cred că el are resurse sau a avut resurse importante, umane, dar pe care, din motive pe care ei le cunosc foarte bine, nu au reușit să și le pună în evidență. Domnul Sebe, care e opinia dumneavoastră în legătură cu ce s-a întâmplat ieri? Și după aceea vă întreb, de ce România Mare?
Ce, n-ați mai fost până acum implicat în activitatea politică? Nu, n-am mai fost. Bun. Dacă puteți să ne faceți o prezentare și de ce România Mare și opinia dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Vă rog. Moțiunea de cenzură a fost neadecvată, nenecesară, inoportună. Da. În momentul în care s-a discutat țara, s-a discutat și a spus foarte clar acest lucru, s-a subliniat, pentru că nu este acum momentul, da, de a crea o criză suplimentară, o criză politică, în situația în care atât noi cât și Europa, dar și întreaga lume, face față greu acestei pandemii. Da? În afară de asta... Mai ales de punct de vedere economic și aici o să... Da, sunt din convins punct de vedere că economic, da, din aici. Punct de vedere economic, da. Lucrurile apar că cum o dai nu este bine, în fel de țuzvan, cum se spune. Dacă accentuezi prea mult protecția sanitară, pierzi pe linia economică și invers. Dacă, da. În afară de asta, legat de poziția partidului nostru, trebuie să reiterăm ideea că alegerea într-un tur de scrutin nu este o chestiune democratică, nu este o măsură democratică. Mi-aduc aminte când s-a pus problema în trecut într-un tur de scrutin, un lider a spus că nouă ne convine asta. Da? Deci era o chestiune de interes personal și nu de cum este o democrație reală, cum ar trebui să fie. Da? În afară de asta, aceste partide care s-au succedat, deci vorbesc atât de PSD cât și de PNL, au beneficiat de resurse financiare foarte importante și în așa fel au dat legea încât să nu poată să fie accesate aceste resurse și de alte partide ca să facă și pe această bază o reală opoziție. Partidul România Mare nu a fost la guvernare. Poate că alegătorii au văzut acum ce se întâmplă cu politica românească și la ce nivel a ajuns și vor dori o schimbare pe baza unui program pe care noi ne pregătim cu elemente de noutate, cu elemente, în primul rând, asemenea de bun simț, da? Pentru a restabili echilibrele macro și a merge mai departe pentru a crește nivelul de trai al alegătorilor. Locuiți în sectorul 1. Ce vă propuneți dumneavoastră în situația în care veți fi ales consilier local în cazul primăriei sectorului 1? Ce vă propuneți să, eu știu, să prezentați? Ce proiecte, ce programe? Sunt convins că ați identificat elementele vulnerabile în cadrul sectorului. Un sector foarte important care primește cel mai mare buget de fiecare dată. Eu sunt economist de meserie și am lucrat aproape 40 de ani în asigurări. Da. Din punctul meu de vedere, așa ca filozofie, deci, aș spune că o primă sau o urgență de întâi ar fi securitatea la cutremur, deci siguranța, deci măsuri clădirilor, pentru a evita un dezastru în cazul unui cutremur major, așa cum a fost cel de... Da, știi ce mă surprinde? Din ce am auzit până acum, nimeni din candidați nu discuta despre această problemă. Practic o lăsa seara în coadă de pește. Știu că a mai fost discutat an la rând, însă măsurile care s-au luat au fost destul de neeficiente și, într-adevăr, suntem în faza unui real pericol în cazul în care, Doamne ferește, vine un cutremur de magnitudine a celui din 1977. Ar fi un dezastru pentru București. O idee foarte bună. Mai departe. Atunci, adică în 1977, deci până în 1999, era o singură companie de asigurări, ADAS, Administrația Asigurărilor de Stat, exact. Și exista un fond special pentru cutremur. Când toată lumea în ianuarie plătea ADAS-ul, o parte din suma respectivă se aloca acestui fond de cutremur și an de an, de fapt timp de zeci de ani, adică se consolida, creștea astfel încât la cutremur să există fonduri necesare pentru reparațiile respective.
Acum există o această obligativitate de asigurare, dar la prim risc, deci numai 20.000 de euro, o sumă pentru o primă mică, de foarte mică, de 20 de euro, care nu va fi suficientă. Da? Deci măsura de consolidare a clădirilor cu risc seismic este o prioritate, adică, deci, cum să spun, de bun simț. Nu putem să așteptăm, da, fără să facem nimic, da, în legătură cu acest risc, pentru că suntem într-o țară seismică. Sigur. Da? Altfel, ce alte, eu știu, programe, proiecte noastre credeți că ar fi necesare și pe care le-ați votat, dacă, bineînțeles, ele ar fi propuse pentru votului că noi, da, Consiliului Local. Da. Și apoi vorbim poate și de Consiliul General, dacă timpul ne va permite, cu situația în care veți reuși acolo, iarăși această problemă n-ar fi la nivel de sector, probabil că ați aborda-o la nivel de capitală în general. Bun. Ce ați mai identificat că ar trebui făcut totuși în sectorul? O problemă esențială, pentru că nu suntem o țară prea bogată, da, și totdeauna avem o lipsă de bani, de resurse financiare, consider că la nivelul fiecărui sector, în special la Primăria Generală, deci ar trebui și o coordonare între aceste primării, pentru că București este unul singur și atunci e nevoie de o concepție unitară de dezvoltare a lui, da? De a arăta un oraș, un oraș european, ar trebui constituite departamente specializate pentru atragerea de fonduri europene. Da? Da. Pentru că ca să poți să ai bani, da, ar trebui, cum să zic, să fie să sapi și să găsiți o comoară, da? Fie să joci la loto, nu? Și atunci îți vin niște bani. Da? Altfel, este greu să strângi sume importante pentru a realiza asemenea obiective majore. Deci un departament care se ocupă de identificarea necesităților și fondurilor nerambursabile, da, ar fi una dintre cele mai bune măsuri, da, care le avem în vedere pentru a finanța proiectele noastre. Corect. Domnul Popa, în privința infrastructurii de transport în București, o să fie Bucureștiul, poate deveni cândva o capitală europeană, dumneavoastră, ce propuneți din acest punct de vedere, pentru că sunteți specialist pe acest domeniu și sunt convins că ați identificat și la nivel de București, la modul general, dar și la nivel de sectorul 1, cum poate avea Bucureștiul un transport la parametri europeni. Nu cum se întâmplă acum, cu atâtea probleme legate de, știu, aglomerația din mijloacele de transport, de faptul că unele autobuze, unele troleibuze vin unul după altul și apoi așteaptă cetățenii 30 de minute până să vină celelalte. Și aici ar trebui o mai bună colucrare. În privința metroului, chiar astăzi s-a stabilit, trebuia să se dea în funcțiune 1 septembrie, linia de metro Drumul Taberei s-a amânat pentru nu știu când, tot de lipsă de fonduri. Cum credeți că am putea face să rezolvăm această problemă care de 31 de ani, iată, nu și-a găsit rezolvare? Au mai apărut câteva îmbunătățiri, dar eu știu, până și parcul auto, al fel autobuze, tramvaie și așa mai departe, ar trebui schimbat să nu mai putem să aducem în București, eu știu, anumite autovehicule care sunt neconforme cu standardele anului 2020 pe 2021. Înainte de a vă răspunde la această întrebare, aș vrea să fac o paranteză. Vă rog. În primul rând, Partidul România Mare ar propune pentru orașul București o altă abordare din punct de vedere al organizării. Noi propunem o singură primărie, o conducere unică, care să cuprindă inclusiv zona metropolitană a orașului, pentru că astăzi Bucureștiul practic își depășește, dacă vreți, nu mai știm unde este granița între noi și, da, și județul Ilfov, și județul Ilfov sau județul Giurgiu. Da, Giurgiu, așa este. Aveți dreptate. Și atunci
Cred că ar trebui să unificăm aceste zone pentru a putea construi o politică unitară la nivel de zonă geografică. Un singur buget contează, așa este. Un singur buget, da, așa este. Cu prioritățile de dezvoltare. Adică am avea o cu totul altă abordare. Evident că sectoarele ar putea să fie conduse de niște viceprimari, aflați tot sub o conducere... Sub primarului general. Primarului general. Foarte bună idee. Nu este însă un obiectiv ușor de realizat. Sigur că nu. Pentru că ca să poți să creezi o astfel de structură, ai nevoie de o resursă umană foarte profesionistă. Exact. Bine spus. Trebuie să reușești să scapi de centrele de influență, sferele acestea care... Vedeți, ieri, și în ce scuze că vă întrerup, l-am avut invitat pe domnul Petre Roman, care a spus că în 1990-1991 a avut o discuție cu o firmă italiană de autostrăzi, nu mai știu numele, și deja bătuseră palma, era un document semnat și de președintele de atunci, Ion Iliescu, urmând să treacă la treabă, ei vreau să construiască, nu știu, 600 de kilometri, dacă nu mă înșel, de autostradă, ei necerând în schimb niciun ban, ci doar să aibă concesiunea pe spațiile comerciale din jurul acelor autostrăzi. Nu s-a finalizat proiectul pentru că, știți bine, în 1991 septembrie a fost mineriat, dar Petre Roman a fost înlăturat de la conducerea guvernului și atunci nu s-a mai întâmplat nimic. E, o mare problemă pe care dânsul a spus-o și cu asta închei, e, domne, cea mai mare greșeală care s-a făcut în acești ani e că politicul intervine în orice decizie a autorităților publice. Aici e problema. Ați gândit foarte bine ideea cu unificarea primăriilor, tot în subordinea primăriei capitalei, dar politicul vom vedea cum va reacționa la o astfel de problemă. Iarăși aici e o problemă și vă spun, Partidul România Mare ar putea să rezolve, sau măcar să propună, scoaterea de sub influența politicului anumitor instituții ale statului. E greu, dar nu e imposibil. Și atunci o să vină și cetățenii la vot. Vă rog. Eu cred că bucureștenii, și nu numai bucureștenii, ci și cei din apropierea teritoriul de graniță al Bucureștiului, pot să-și decidă la un moment dat soarta și viitorul prin alegerea pe care o fac. Așa că invitația noastră este să vină la vot, să-și voteze proiectele pe care și le doresc și pe care le regăsesc în campaniile partidelor politice. Propunerea noastră nu este chiar întâmplătoare, pentru că astăzi, pentru a crea un oraș viu, un oraș inteligent, așa cum se tot vehiculează noțiunea aceasta de inteligență a orașelor, nu mai poți să-l faci privind lucrurile doar dintr-un singur punct de vedere. Lucrurile trebuie să privite global, atacând toate problemele care, să spunem, converg către o soluție eficientă. Pe de altă parte, fiecare investiție pe care o faci într-un oraș trebuie să aibă un rezultat. De fapt, de ce o faci? Ca să obții un rezultat pozitiv, fie din punct de vedere social, fie din punct de vedere economic. Că dacă faci o investiție doar ca să o faci și nu are niciun efect, înseamnă că banii aceia au fost aruncați. De fapt, îngropați. Revenind la transportul public, exact. Bucureștiul are nevoie de, în primul rând, să aleagă ce soluție își dorește. Își dorește un transport public performant, care să creeze o mobilitate... Și mai ales problema parcărilor. Cum veți decongestiona traficul? Să vă ascult. Ajungem și la acest aspect. Deci, în primul rând, o să răspundem unei întrebări foarte simple. Ce ne dorim? Ne dorim un transport public performant care să depolueze orașul. Să știți că sunt capitale ale Europei care își propun, să spunem, într-un mandat atingerea unui procent de 80% de reducere a poluării. Nu văd de ce Bucureștiul nu și-ar putea propune un astfel de proiect.
Nu este ușor de realizat, pentru că bucureșteanul este obișnuit cu mașina personală, confortul mașinii personale, între ghilimele. Pentru că timpul... Câți oameni merg cu bicicleta? Aici gândiți-vă și la piste. Deși e greu, nu prea avem spațiu, dar s-ar putea, deși ne trebuie mulți bani, să... Eu știu cum poate să și poți... un alt mod de educație. Asta e. Pentru că a face mișcare, știți cum este, ca și în sport. Nu poți să faci efort brusc. Ridica media de viață, până la urmă. Cu siguranță, da? Că ar contribui combinând și la sănătatea mersul pe bicicletă, adică populație. Sportul cu sănătatea aerului. Revenind la, da, la dinamizarea transportului public, ar trebui să știm ce ne dorim. Ne dorim un transport mixt între transportul public și transportul cu autoturismul. De asta noi, Partidul România Mare, propuneam această soluție de a crea un București unic. Pentru că Bucureștiul, deși nu are încă o șosea de centură adusă la standarde europene, decât o parte relativ redusă, dacă vorbim de partea de sud a Bucureștiului... Exact ce spunea domnul Sebe. Ne trebuie bani. Asta e. Ajungem și la bani. Da. Ajungem și la bani. Are foarte puține ieșiri din București, ieșiri întregi. E adevărat. Nu poți, are o centură feroviară care poate fi activată și care este extrem de importantă pentru a realiza o conexiune între transportul public intern și transportul la limita, să spunem, orașului București, la limita unde se află și șoseaua de centură, având în vedere că multe firme sunt, s-au dezvoltat și s-au poziționat în aceste zone. Cred că București ar avea nevoie de o a doua centură, dincolo de zona metropolitană, care să poată să abată tot traficul care așa este obligat să intre în București, dar care nu are, să spunem, țintă directă orașul București. Să unească, să facă legătură între cele două autostrăzi, da, respectiv autostrada București-Constanța și respectiv trei, că vorbim și de Pitești, București-Pitești și de București-Ploiești, astfel încât să fluidizeze un pic și să dinamizeze transportul, atât cu automobilul, cât și transportul de marfă. Deci Bucureștiul are nevoie de o astfel de soluție. Această soluție poate fi construită pe două componente principale. Metrou și tramvai. Da. Dar vedeți, troleibuzul, autobuzul electric sunt soluțiile, să spunem, complementare. Metrou nu aparține, este Metrorex SA, nu are legătură cu primăria, pentru că ei sunt o societate cu capital de stat. S-a încercat, dacă nu știți, pe timpul domnului Băsescu și chiar doamna Fiera, domne, să preluăm noi metrou. Foarte greu. Necesită multe costuri și nu s-a putut realiza, dar există o colaborare între primăriile, în special, mă refer acum la primăria de sector, la primăria 6, cu Metrorex, la drumul Taberei, care totuși va mai dura când va fi dată în funcțiune, dar va aduce un plus, un mare plus, dacă vreți, de a decongestiona traficul în acea zonă. O zonă foarte circulată și acolo, drumul Taberei. Așa este. Da. Acum vreau să vă spun un lucru pe care cred că îl cunoaște toată lumea. Sunt capitale europene care dau în funcție 4-5 stații de metro pe an. Deci fantastic. Vorbim de o capacitate de proiecte. Nu să vă spun. Pentru ziua de astăzi, dacă îți propui, cum ne-am propus noi, să construim cele câteva stații de metro din drumul Taberei și am început în urmă cu 6 ani, 7 ani, nici nu mai știu când am început construcția lor și probabil că nici anul acesta nu sunt șanse foarte mari să le finalizăm. No. Îți pui întrebarea pentru ce le mai construiești. Pentru că nimeni nu contabilizează efectele asupra comunității. Au un astfel de șantiere care dau peste cap toată viața economică și socială a
zonei unde aceste șantiere se desfășoară. Revenind însă, da, avem nevoie de investiții majore în infrastructură. Dar eu cred că printr-o politică coerentă, printr-o colaborare cu Ministerul Transporturilor, pentru că primăria are un interes nu numai pentru a-și dezvolta intern transportul public, are și un interes de dezvoltare economică, o legătură cu sistemul feroviar și o intermodalitate între sistemul public și sistemul feroviar, nu ar face decât să contribuie. Sunt foarte multe lucruri pe care noi astăzi fie nu le înțelegem, fie nu vrem să le înțelegem. Vă dau un exemplu. Există culoarul feroviar de la București la Giurgiu, care este dezafectat din cauza unui podeț, că nu poate să fie numit exact altceva decât un podeț, cel de la ieșirea din București Adunații Copăceni, unde este el poziționat, care însă afectează și a afectat foarte mult, să spunem, o mare parte din populație, dar inclusiv vecinii noștri din Bulgaria, care își doresc această linie feroviară dintr-un motiv foarte simplu. Rusia este mult mai aproape de aeroportul Otopeni decât este de aeroportul din Sofia. Da? Deci, ca să-ți dezvolți și vă dați seama, turiștii care ar veni în București sunt consumatori, ei vin chiar dacă tranzitează orașul. Pe de altă parte, orașul București are nevoie de un proiect de urbanism mult mai bine pus la punct. Imaginea, estetica orașului suferă foarte mult. Cartierele par să fie construite haotic. Drumurile de acces sunt lăsate. Aici, de fapt, este vina cui? Este vina primăriilor de sectoare care și-au dezvoltat, și-au lăsat fără un plan de urbanism bine conturat, sau poate din nepricepere. Este foarte greu de organizat un transport public în astfel de cartiere, pentru că străzile nu au o logică după care au fost stabilite și trasate. Corect. Da. Domnul Sebe, poate deveni Partidul România Mare un partid al cetățenilor, începând de aici din București, pentru că e foarte important, eu știu, un început promițător în a acționa și a-și desfășura activitatea în cadrul Consiliului Local, în primul rând pentru cetățeni, pentru cetățenii Bucureștiului. Evident că și ceilalți candidați la nivel național au în vedere să-și desfășoare activitatea în cadrul primăriilor, consiliilor locale, județene, Consiliul General al Municipiului București, tot pentru a sprijini și a veni ca un sprijin pentru interesul cetățenilor. Cum vi se pare că sună acest deziderat și de ce până acum nu s-a întâmplat așa în cazul celorlalte formațiuni politice sau partide politice? Domnul Sultan, cred că aceasta, să zic așa, din punctul de vedere, apare a fi o problemă mai mult filozofică. Deci, noi ne vom strădui și la baza tuturor acțiunilor noastre va sta bună credință. Corect. Bună credință, da? Deci, cum spuneau și Sfinții Părinți, să te ferești în primul rând de rău și apoi să încerci să faci bine, da? Pentru a ne feri de rău, pentru a ne feri de anumite elemente, să spun așa, de corupție sau de scurgeri de bani care nasc atâtea probleme și dezbate în societatea noastră. Sau să stopați interesele de grup, interese oculte, cum se numește. Oculte, da, până la urmă, bine, da? Zis, da? În cadrul primăriilor. Vă dați seama că sunt atâtea probleme. Când, da, chiar un program propus de primar, dacă acel consiliu local nu este favorabil, ei pot să nu voteze acel proiect. Chiar dacă el e unul extraordinar, da, pentru sectorul respectiv. Se amână, se modifică, da, exact, se tergiversează, exact, da? Și atunci,
cum să spun, nu se realizează obiectivele respective. Și asta, așa s-a întâmplat până acum. Asta conștiința oamenilor că cineva îi reprezintă pentru interesul lor. Da. Da. Pentru noi vrem să fim societăți. Credibili. Da? Exact. Deci să fim de bună credință și dacă nu reușesc să conving alegătorul că voi face ceea ce trebuie, chiar îi rog să nu mă voteze. Da? Evident. Dar ce măsuri avem noi la îndemână pentru a evita astfel de probleme? Eu, cum v-am spus, economist fiind de meserie, pe vremea începutului meu se dădea acel control financiar preventiv, da? Care avea vreo 5 virtuți esențiale și care, cum să spun, acționa ca o protecție împotriva unor tendințe, unor dorințe mai puțin așa ortodoxe, să spun, da? Trebuia să reflecte realitatea acelei operațiuni. Trebuia să reflecte legalitatea acelei operațiuni, necesitatea, oportunitatea și economicitatea. Deci aveai mai multe oferte, erau analizate, se alegea oferta cea mai bună, aveai termenul de execuție, aveai garanțiile la aceste, la aceste lucrări. Și pot să vă spun că, datorită acestei independențe a celor care acordau controlul financiar preventiv cu un mod serios, nu am avut probleme în 40 de ani de activitate cu diferite controle de la autorități. Noi chiar ne bucuram în momentul când venea un control, pentru că dacă controlul nu-ți greșea, înseamnă că nu-ți găsea greșeli, înseamnă că erai îndreptățit, că ai făcut până atunci o treabă bună. Iar dacă cumva îți găsea o greșeală, era foarte bine, pentru că puteai să te îndrepți mai devreme, da? Ca să fii fără pată. Dar acum, știți, au fost situații cum a fost acel contract uriaș în care pur și simplu a dispărut contractul. Nu exista o copie. Care a fost, da, deci așa sunt niște lucruri inadmisibile, exact, pur și simplu, da. O altă problemă ar fi, și ca propunere până asta, cele legate de birocrație. Deci noi am lucrat și cu societăți invest în colaborare, deci care aveau o parte de acțiune în firmele care am fost. Și problema care se punea de double data, spuneau ei, deci documente suplimentare, da? Deci asta birocrație care era consumatoare de timp și resurse, noi vrem să o eliminăm. De exemplu, dacă înmatriculezi un autovehicul, făcând RAR-ul, deci la Registrul Auto Român, da, primești și ITP-ul. Da. Da. Deci documentul care ți-l dă RAR-ul atestă, pe lângă datele de identificare în cartea tehnică, și faptul că inspecția tehnică periodică, inspecția tehnică este ok, e în regulă, noxele și celelalte, da? E, acest document trebuie dus încă o dată ITP-ul la serviciul de înmatriculări, la direcția de înmatriculări în poliție, astfel încât nu este suficient documentul original de la RAR. Mai trebuie și te duci cu un dosar destul de voluminos și sunt multe aspecte. Asta a fost numai un simplu exemplu, da, da? De birocrație. Vă gândiți ca raporturile dintre primăria, sectorul 1 și alte autorități existente în cadrul sectorului. Și aici mă refer la Poliția Națională, Poliția Locală, evident, este subordinea primăriei, mă refer la, știu eu, alte instituții care au legătură subordonate Ministerului Sănătății, Ministerul Educației Naționale, care totuși contribuie la bunul mers al activității în sectorul respectiv. Cum veți gândi dumneavoastră că poate fi o colaborare eficientă și bazată, bineînțeles, pe respect, încredere, eliminând birocrația de care vorbeați? Un singur cuvânt. Digitalizarea. Da. Care se va face treptat, cu o anumită curbă, astfel încât să nu se producă niște un disconfort social, dacă mă înțelegeți. Cum a fost la începutul Revoluției
engleze, când s-au introdus războaiele mecanice și atunci oamenii și-au pierdut locul de muncă și a apărut expresia oaia l-a mâncat pe om. Dar acesta este trendul vremurilor noastre, da? De digitalizare. Deci, în Anglia, dacă cumperi o mașină, faci plata la bancă și după un sfert de oră, prin aplicația respectivă, informația aceasta este transmisă în mod automat la poliție, la fisc, la ANAF-ul lor, deci și la primărie, la compania de asigurări, la garaj și în toate locurile necesare. Este o chestiune simplă. Deci dacă s-ar vrea, s-ar putea face așa ceva, da? Dar există o rezistență la schimbare, în special o schimbare majoră, pentru că fiecare își pune problema locului de muncă. Da? De aceea noi trebuie să facem acest lucru, dar cu atenție, progresiv, astfel încât oamenii să nu sufere. Da? Corect. Domnul Popa, în legătură cu locurile de parcare, pentru că sunt o problemă generală la București, și dacă în programul pe care îl aveți, sunt convins că evident v-ați gândit, ați putea să ne citați câteva elemente importante din transport, orice altceva care poate aduce un plus în cadrul primăriei sectorului 1 pentru cetățeni, că până la urmă dumneavoastră, zic eu, sunteți cei mai aproape de cetățeni, mult mai aproape decât sunt parlamentarii sau chiar decât sunt de europarlamentari, nu mai discutăm, și decât ar fi președintele României, ar trebui să fie. Sunteți cei care țineți, practic, cel mai des legătura cu cetățenii care v-au votat, dar și cu cei care nu v-au votat în cadrul unei primării. Vă rog. Revenind la... Întâi aș reveni un pic la întrebarea dumneavoastră anterioară și l-aș completa pe SV. Este foarte importantă colaborarea administrației locale cu alte instituții. Pentru că administrației locale îi revin două componente importante în cadrul orașului. Gestionarea spitalelor și gestionarea școlilor. Da. Și din această perspectivă, cred că monitorizarea stării de sănătate a populației orașului ar putea să ne arate în ce măsură investițiile pe care primăria de sector sau primăria generală le face în aceste instituții pe care le are în subordine, din această perspectivă, este eficient. Bun. Sunt eficiente, vorbim de investiții. Da, da. Pentru că, ok, actul medical nu ține de primăria generală. Ține de Ministerul Sănătății. Exact. Și nici nu e bine să se implice în desfășurarea actului medical mai mult decât este cazul. Dar faptul că sunt multe infecții nosocomiale care afectează sănătatea și unde anumite investiții bine făcute poate ar putea să elimine, poate că ar trebui să construim mai multe spitale, poate că zona metropolitană are nevoie de un spital, pentru că dacă vii din, să spunem, de pe șoseaua Alexandriei, la un spital de urgență în București, care vreți dumneavoastră, cel mai apropiat, în plină aglomerație urbană, este rutieră, este foarte greu de găsit o cale de transport. Aici Bucureștiul are niște probleme pe care trebuie să le rezolve. Pe de altă parte, revenim la școală. Ne pregătim să începem anul școlar în plină pandemie. Șeful Inspectoratului General al Poliției Române, adică Directorul General al Poliției Române, al IGPR, a spus că se va înființa Poliția Școlilor. Un lucru foarte bun, zic eu, din punct de vedere al siguranței, al securității, a ceea ce se întâmplă în unitățile de învățământ. Știți foarte bine câte cazuri au fost. Mă rog, Poliția Locală nu a putut face față pentru că nu erau peste tot arondați la toate instituțiile. Acum, însă, înființându-se această structură, zic eu că ar putea aduce un plus
De siguranță. De siguranță. Dar din punct de vedere al începerii noului an de învățământ, iată, s-a dovedit că suntem din nou nepregătiți. Nu știu câta oară nepregătiți. Luați prin surprindere. Exact, ca întotdeauna. Acum, eu cred că autoritățile locale nu și-au definit foarte bine ținta. Ținta noastră nu este numai sănătatea. Este și păstrarea actului educațional la un nivel de performanță. Deci avem nevoie de sănătatea, asigurarea sănătății copiilor, dar în același timp și modalitatea de învățământ pe care o vom adopta să fie eficientă din punct de vedere al educației. Pentru că, haideți să o spunem foarte sincer, da, clasele 1-4, grădinița, clasele 5-8, da? Nu se pot face fără interacțiunea cu copilul. Nu se pot face din fața unei tablete sau unui... Pentru că tocmai acest sistem de educație presupune, de fapt, efectele interacțiunii umane. E adevărat. A socializării între copii, da? Da, până la urmă. Că și asta este extrem de... Nu numai socializare prin mijloace informatice. Informatice. Trebuie și altfel de socializare, pentru că asta oricum deja e mult avansată în România. Rețele de socializare, Instagram, Facebook, deci da, mai mult socializăm acolo. Sunt copii care nu mai fac sport și practic stau toată ziua pe calculator, laptop sau telefoane mobile și așa mai departe, din păcate. Așadar să adaug puțin, dacă vă rog, la până asta educației, cred că atât pentru țara noastră, deci noi vrem la țara noastră, dar cred că pentru orice altă țară, da, educația este elementul de bază esențial. Pentru că un om educat se îmbolnăvește mai rar. Un om educat nu face infracțiuni. Un om educat, deci, este sănătos, face lucruri bune, se pregătește, muncește, are rezultate și este, deci, un cetățean de bază al comunității respective. Da. Și, fără deci să vă, foarte... și fără să vă întrerup, poate să devină și mai responsabil. Da, bineînțeles. Ceea ce este da, foarte important. Deci este foarte important ca prin sistemul de educație, deci în esența lui, în substanța lui, să îi dăm copilului, elevului, lumina călăuzitoare a vieții. De aceea, în afară de resurse pentru școală, pentru materiale, pentru salariile profesorilor, eu zic și ca invitație, că să spun așa, nu spun de la mine, deci asta mi-a spus-o și mie, deci preoți cu har, duhovnici, trebuie îndemnați copiii să meargă la biserică ca să învețe discernământul. Nu numai discernământul. În primul rând, discernământul, da, adică să aleagă între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Asta este foarte important, chestiunea aceasta. Pentru că... Și asta e, să alegem noi. Depinde de noi ce alegem. În relațiile, eu vă spun ce spune legea fundamentală, e și o lege. În relațiile între culte sunt interzise orice forme de acțiuni sau de învrăjbire religioasă, iar părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori, acolo răspundere le revine. Când vorbim educație, ne referim în mod evident și la educația religioasă. Exact ce a spus dumneavoastră mai devreme. Da, educația religioasă creează o ființă morală. Da? Așa este. Mi-aduc aminte, am citit despre un mare politician român, Tache Ionescu, prin 1915. Spunea că indivizii, ca și popoarele, plătesc toate păcatele săvârșite contra moralei. Și pentru unii pedeapsa vine imediat, pentru alții pedeapsa așteaptă. Da. E, întrebare da, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cum puteți să vă transpuneți în practică proiectele deosebit de ingenioase și corecte, pe de altă parte, în condiții de pandemie? Iată că pandemia nu ne lasă nicio șansă în momentul de față să putem reveni la normalitate, la o viață normală.
Cum credeți că va fi? Va fi greu? Și aici mă refer și la ședințele de Consiliul Local, de Consiliul General și mai mult decât atât la resursele financiare. Pentru că automat, în momentul de față, promisiunile sunt deosebit de bune, trebuie făcute, dar le putem transpune în practică în aceste condiții. Acum această pandemie va trebui să ne învețe că viața noastră se va schimba. Nu va mai fi ce a fost până acum, va trebui să o regândim, să o regândim de pe alte coordonate. Eu cred că un consiliu, sau cel puțin politica pe care va încerca să o introducă Partidul România Mare, va fi de consens, de dezvoltarea proiectelor care sunt în beneficiul cetățenilor. Noi vom colabora cu orice formațiune politică care are un proiect care aduce un plus pentru cetățeanul din București. Corect. Și succes. Domnul Sebe, spuneți dacă mai aveți ceva. Da, vreau să spun că vom încerca să convingem și celelalte formațiuni politice că, de fapt, binele nostru individual vine din binele comunității și că, de fapt, ar trebui să gândim întâi care sunt punctele care ne unesc și după aceea să ne gândim la punctele care vă depărtează unii de alții. Domnul Sebe. Domnul președinte Iobiș ne spunea foarte frumos, de fapt era un citat, că dacă nu adunăm împreună, risipim. Și din punct de vedere economic, a risipi este mai rău decât a fura. Pentru că a risipi înseamnă să pierzi acea valoare de întrebuințare. Înțelegeți? Deci se duce pe apa sâmbetei. Deci este un apel care îl face la solidaritate și la înțelegere, da? Atât între partide, pentru că acum nu contează cine ce funcție are, da? Deci suntem toți în fața unui pericol, da? Și ne trebuie solidaritate, da? Pentru a face față acestor situații. Da. Eu vă doresc succes în continuarea campaniei electorale, mai ales în ziua de 27 septembrie, vă doresc succes, atât dumneavoastră cât și Partidului România Mare. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, sper să ne mai vedem. Mulțumim telespectatorilor, bună seara, urmează partea a doua cu alți invitați. Revenim după pauză. Mă numesc Iovis Teodor Victor, sunt președintele Partidului România Mare și doresc să vă prezint echipa care va candida la București. Mă numesc Nănău Ileana Daniela, sunt absolventă a Institutului Politehnic București, sunt antreprenor român și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de primar general al Capitalei. Mă numesc Remus Mamoc. Sunt de profesie manager sportiv și candidez pentru funcția de primar al sectorului 1, din partea Partidului România Mare. Mă numesc Petre Spărleanu, ofițer în rezervă, antreprenor, patriot și voi candida din partea Partidului România Mare la funcția de primar al sectorului 2. Mă numesc Ștefan Corneliu, sunt de profesie jurist și candidez la primăria sectorului 3 pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Alina Simion Dan, sunt de profesie economist, antreprenor român. În momentul de față sunt consilier local la sectorul 4 din București și candidez pentru funcția de primar din partea Partidului România Mare. Mă numesc Uricheanu Adrian, sunt profesor universitar și candidez în funcția de primar la sectorul 5 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Daniel Tulugea. Sunt de profesie jurist și candidez la funcția de primar al sectorului 6 din partea Partidului România Mare. Mă numesc Gabriel Popa, sunt absolvent al Universității Politehnică București, cunosc limba engleză și limba germană, sunt profesor universitar la Universitatea Politehnică din București și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier la Primăria Generală a Municipiului București. Sunt Marieta Ungureanu, economist, antreprenor și mediator. Candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei.
Mă numesc Loredana Adriana Voinea, sunt profesor și antreprenor și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Corvin Ariciuc, sunt de profesie jurnalist și candidez din partea Partidului România Mare la funcția de consilier general la Primăria Capitalei. Mă numesc Andrei Șomănescu, am absolvit Facultatea de Business și Turism în cadrul Academiei de Studii Economice din București și candidez din partea Partidului România Mare pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei Capitalei. Mă numesc Prăleanu Cătălin Alexandru, sunt licențiat în drept, specializat în drept comercial român și drept comercial internațional, sunt antreprenor român, cunosc limba greacă și limba germană. Doresc să candidez pentru funcția de consilier la primăria sectorului 2 din partea Partidului România Mare. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenzile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate. Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare.
Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Fabiana Vuță, iar eu sunt Siarela și provocăm toți tinerii talentați să posteze un videoclip cu titlul Provocare pe grupul de Facebook Calea Show. Iar dacă ne place, vă invităm în direct alături de noi în emisiune! Bună seara din nou, partea a doua emisiune, Realitatea în politică, campanie electorală în pandemie. Pandemie, după cum știți, generată de instituirea stării de urgență. Bineînțeles, pandemia generată nu din acest motiv, generată de ceea ce s-a întâmplat în China, apoi a ajuns în Europa, în state care cetățenii români erau un număr foarte mare, mă refer la Italia, mă refer la Spania, Marea Britanie și Germania, apoi, din păcate, a ajuns și în România. În data de 15 martie a fost introdusă instituită starea de urgență prin decret al președintelui României. Mai spun decât atât, ca să se înțeleagă din nou sau mai clar ce înseamnă restrângerea exercițiului unor drepturi sau unor libertăți. Această restrângere poate fi impusă numai prin lege, și numai dacă se impune după caz pentru apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății, ora moralei publice, desfășurarea instrucției penale, apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale, prevenirea răspândirii unui dezastru, ora unui sinistru deosebit de grav. Măsura însă trebuie să fie dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să nu fie adoptată în mod nediscriminatoriu și să nu aducă atingere existenței dreptului sau libertății. De aici s-a pornit la restrângerea unor drepturi și libertăți în cadrul ordonanțelor militare, adoptată cu
adoptată de acel grup care și acum desfășoară activitatea, dar în baza instituirii stării de alertă și de ce nu a unor acte normative privind izolarea și carantinarea. Din păcate, am spus și la începutul emisiunii, și astăzi, 1 septembrie, avem un număr foarte mare de cazuri și cel mai grav, 60 de decese și 500 și ceva de persoane la terapie intensivă. Însă, alegerile locale își vor desfășura cursul normal. 27 septembrie 2020, suntem în campanie electorală și schimbăm registrul tactic. În partea a doua a emisiunii, alți doi invitați de marcă din cadrul Partidului România Mare. Este vorba de domnul Ștefan Corneliu, care candidează în cadrul primăriei sector 3 București. Bună succes și bună seara! Și este vorba de domnul Călina Simion Dan, bună care seara. Candidează tot din partea Partidului România Mare pentru primăria sector 4. Însă, ce am vrut să spun și este foarte important de adus la cunoștința telespectatorilor, că Partidul România Mare, iată, există, a revenit cu forțe proaspete, cu intelectual de marcă, am avut în prima parte, iată, și în partea a doua vom vedea imediat, și în primul rând, pentru că patriotismul este adus la un nivel, zic eu, nemai întâlnit în perioada în care s-au succedat la conducerea statului cele două partide, PNL-PSD, identitatea națională, iarăși un obiectiv deosebit de important al Partidului România Mare, mai mult decât atât și cu asta închei, Partidul România Mare este cel care militează și probabil va milita în continuare pentru respingerea oricărui act de agresiune fizică sau verbală, pentru că mergând pe la principiul libertății de exprimare, sunt interzise prin lege, spune acolo, defăimarea țării și a națiunii, ceea ce Partidul România Mare încearcă, îndemnul la ură de clasă sau religioasă, de asemenea incitarea la separatism teritorial sau la violență publică, iată la fel modalități pe care Partidul România Mare le promovează și, sincer, mi se pare de bun augur, pentru că n-am auzit până acum că alte partide să meargă pe aceste principii. Bineînțeles, mai sunt și aspecte ce țin de relațiile internaționale, de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, libertatea economică, dar haideți să revenim la miezul problemei. Campanie electorală în pandemie. Domnul Ștefan Corneliu, în primul rând aș dori pentru telespectatori să faceți o prezentare a dumneavoastră și să-mi spuneți, să ne spuneți, de fapt, de ce ați ales Partidul România Mare. Bună seara, mă numesc Ștefan Corneliu, am 43 de ani, sunt din București, din cartierul 23 August. Căsătorit, doi copii, studii superioare. De ce Partidul România Mare? Partidul România Mare datorită patriotismului pe care acest partid îl reprezintă și reprezintă nucleul patriotismului din România, acest partid. Corect, cel puțin. Era un deziderat la care, într-adevăr, bine, se mergea pe ideea atunci a partidului de lider. Iată că acum Partidul România Mare, am spus, revine cu o altă, zic eu, mentalitate de a promova interesele naționale, a zubit despre patriotism și imediat vom ajunge și la ceea ce dumneavoastră propuneți pentru sectorul 4, pentru că e un sector destul, pentru sectorul 3, scuze, deosebit de important, însă îl întreb și pe domnul Călina Simion Dan, același lucru. Vă rog. Bună seara, numele meu este Călina Simion Dan, am 51 de ani, mulțumesc la fel, sunt căsătorit, am o fetiță, în momentul de față sunt consilier local la sectorul 4, candidez din poziția de consilier. Da? Pot spune că am o experiență de aproximativ 4 ani de administrație, de UAT efectiv. Din partea cărui parte, scuzează? Am participat pe listele Partidului Puterii Umaniste Social Liberale. PPUSL, da. PPUSL. Da, da. Da, atunci era 2016, știu că și domnul Ghișe, dacă știți, la un moment dat, Ioan Ghișe, un om deosebit,
din punct de vedere al competenței, al cinstei, corectitudinii, un foarte bun specialist în Parlamentul României. Din păcate, lipsește un astfel de om acum. Și știu că la un moment dat se gândise să candideze la alegerile parlamentare din 2016 din partea PP-USL, atunci era doamna Grapini, dacă nu mă înșel, președinte, însă s-a dus către ALDE, nu a fost lansat de pe un loc eligibil la Brașov și, din păcate, a pierdut mandatul parlamentar. A încercat apoi în 2019 să strângă semnăturile pentru europarlamentare și atunci când a realizat că e greu pentru un candidat independent să strângă un mare număr de semnături, 100.000 avea nevoie, din păcate, a ieșit din viața politică. Să sperăm că revine, pentru că politica are încă nevoie de dânsul. Exact. După aceea, ce s-a întâmplat? După aceea, ce se întâmplă? Pur și simplu, au intervenit acele mici neînțelegeri. Fiecare dintre noi ne-am declarat intenția de a candida. Fiind prea mulți candidați, a trebuit să luăm o decizie. Decizia mea a fost de a continua cariera politică alături de Partidul România Mare. Trebuie să ne dăm seama că, de fapt și de drept, și Partidul Puterii Umaniste este un pic naționalist, pentru că se adresează oamenilor în general. Și atunci trecerea pentru mine n-a fost foarte greoaie, pentru că acel naționalism pe care îl are Partidul România Mare îl am și eu și l-aveam cultivat de când eram mic, datorită părinților și datorită educației pe care am primit-o în cei 50 de ani de viață. Mulțumesc. Da. Și atunci am luat decizia de a candida din partea Partidului România Mare, ajungând la concluzia că sunt pe același palier de mentalitate cu acest partid. Da, partid care, iată, din 1991 este prezent în eșichierul politic, un partid care n-a fost niciodată la guvernare, deși putea să fie, să nu uităm, cu siguranță. Însă un partid care în anul 2000, în turul 2 de scrutin, președintele Partidului România Mare, regretatul domnul Vadim Tudor, Cornelul Vadim Tudor, din păcate a pierdut alegerile, mă rog, sunt discuții ample, s-a pornit o reală campanie împotriva imaginii lui atunci, în turul 2, în cele două săptămâni, și din păcate a pierdut mandatul de președinte al României, deși cred eu ar fi fost un alt fel de președinte. Poate că era mai bine din punct de vedere a relațiilor externe, însă, din păcate, iată că situația politică se menține dezastroasă în România. Nu pot să uit ce expunere avea în Parlamentul României și nu numai președintele partidului în legătură cu ceea ce va urma pentru țara noastră. Nu s-a întâmplat nimic important. În acea perioadă am intrat în Uniunea Europeană și în NATO, iar din 2015 încoace, din păcate, România, și nu numai, de ce să nu recunoaștem, toată perioada post-decembristă, cu mici excepții, iată că a dus foarte important, și aici Partidul România Mare poate avea un rol decisiv, la absenteismul la vot. Dacă se induce în conștiința votanților că Partidul România Mare, prin reprezentanții săi, evident, nu prin numele lui, așa e și PNCCD, un partid care și-a pierdut mult din identitate, Partidul România Mare poate să redea încrederea votanților, atunci se schimbă situația politică, internă și externă a României. Dar, haideți să vă întreb pe fiecare, ce ați identificat, cel puțin dumneavoastră, pentru că domnul Călina Simion Dan, în virtutea experienței de 4 ani în Consiliul Local al sectorului 4, sunt convins că ne va prezenta toate aspectele ce țin de bunul mers al sectorului care nu au fost rezolvate. Ce ați identificat dumneavoastră în cadrul sectorului 3? Ca și lipsuri. Și ar trebui făcut. Vă rog. Ca și lipsuri. Ca da. Și lipsuri. Exact. De exemplu, sectorul 3 nu are un spital clinic al sectorului 3. Da? Clinic să cuprindă toate specializările medicale. Da? Lipsește siguranța pe străzile adiacente ale sectorului, unde eu aș veni cu o propunere de montare de camere
de luat vedere. Cum e sectorul 2. Deci sectorul Big Brother a făcut un țanu acolo. Da. Pe străzile adiacente din sectorul 3, aceste camere lipsesc. Da? O altă... Sectorul 3 este un sector foarte mare. Dacă cel, mai mare. Cel mai mare, cel mai mare din București, da. 300 și ceva de mii, 400 acum. 400 și ceva de mii de locuitori. Extraordinar. Cel mai mare sector. Da. Da. Creșterea calității vieții persoanelor încadrate într-un grad de handicap, da? Cu o suplimentare a bugetului de întreținere personală, care cu 375 de lei nu ai ce să faci într-o lună cu acești bani. Da? Aș propune acoperișuri verzi, da? Pe acoperișurile blocului să se monteze diferite plante care să aducă un plus de oxigen locuitorul sectorului, da? Implementarea unui sistem ajutor gen crucea galbenă, da? Sistem care să ofere ajutor persoană aflată în stare de dificultate, un fel de serviciu social, da? Poliția animalelor sunt perfect, deja s-a discutat înființarea acestui serviciu în cadrul Poliției Române. Însă am omis să vă întreb, ați mai făcut politică până acum? Nu. Niciodată. De ce România Mare? Exact ce spuneam asta. Patriotismul atât? Pentru că foarte important. Patriotismul, din punctul meu de vedere, este ceva de ce nimeni nu poate fi acuzat că își iubește țara prea mult. Din punctul meu de ce n-ați mai făcut politică până acum? Bănuiesc că la vot ați fost. De la ce? Vot am fost, n-am lipsit la niciun... Niciun partid nu a reușit să vă convingă până acum că ați putea fi membru al acestuia? Eu sunt al principiu. Ori ne iubim de la început până la sfârșit. Am înțeles. Și dacă mâine trecem la partid, nu începem să ne înjurăm. Așa e. Da? Nu vedeți cum e cu această... Exclus. Acest traseism. Fantastic. Da? Exclus. Da, vă rog, scuze, da? Și continuați-vă proiectele care le aveți de transpus în practică. After school gratuit pentru locuitorii sectorului 3, că sunt mulți care nu au cu cine să lase copilul după terminarea cursurilor școlare la ora 11.30, la ora 12. Da? Pâinea de zi cu zi. Primăria va oferi pensionarilor cu poane în baza cărora aceștia vor putea ridica o pâine zilnică gratuit. Pentru că sunt cetățeni care au un venit foarte, foarte mic și nu-și pot plăti nici întreținerea la bloc. Da? Parcări supra și subterane, care este foarte mare lipsă, cel puțin la sectorul 3. Da? Cam astea ar fi și mai am o idee, înființarea unui club sportiv al sectorului 3, cu angajați ai primăriei sectorului 3, care să facă tot posibilul să scoată tinerii să facă sport. Frumos. Din punct de vedere al zonei verzi, stă bine sectorul 3 până în acest moment? Mă refer la parcuri, mă refer la locul de promenadă, ceva de genul. Reprezentativ este parcul Alexandru Ion. Sigur. A fost IORE, cum știe toată lumea, care locuiește acolo. În rest, parcul Pantelimon, care este în apropierea casei în cartierul 23 august, este distrus în totalitate datorită unei construcții care se execută acolo de către primărie. Iluminatul lipsește din el. Este și acel lac lebăda care nu are nicio margine de siguranță, oricând poți să pici în el. Deci, în afară de parcul Alexandru Acuza, nu. Da, deci revenim să ascultăm și domnul Călina cu ce idei, evident că le-a identificat în... Dânsul are mai mare experiență decât în patru ani, vă dați seama, înseamnă enorm. Vă rog. Într-adevăr, experiența pe care am dobândit-o în cei 4 ani putem spune că se adaugă și datorită experienței pe care o am, datorită ocupației mele zilnice. Eu, viața de zi cu zi, mă ocup de administrarea de imobile. În felul ăsta, eu sunt în legătură directă cu cetățeanul. La nivel de București, evident. La nivel de București, dar cele mai multe asociații sunt concentrate în sectorul 4. Și atunci, pentru mine, este foarte ușor să intru în contact direct cu cetățeanul, să-i cunosc dorințele, să-i cunosc nevoile, exact. Da? Și viziunea mea, principiile de bază ale administrației, le-am structurat puțin altfel, că în primul rând pentru mine primează cetățeanul.
Ați întrebat mai devreme, l-ați întrebat pe colegul meu dacă am mai făcut politică. Pentru mine politica nu reprezintă acea politică pe care o știe toată lumea, de negociere în Parlament, de negociere în Senat, de negociere. Dezbate. Nu, pentru mine a există... A dispărut, din păcate. Ok, a dispărut, dar pentru mine politica înseamnă politica cetățeanului. Perfect. Pe mine mă interesează cetățeanul de rând, nevoile lui. Și tocmai am intrat în Partidul România Mare pentru că România Mare este un partid care se apleacă nevoilor cetățenilor. Dorinței de a avea grijă de resursele naturale ale țării. Da? Și atunci m-am gândit că eu văd administrația ca o administrație transparentă în decizii, în cheltuieli și în toate celelalte activități pe care este menită să le întreprindă. O administrație în slujba și apărarea intereselor cetățeanului, exact cum am spus, da? Pentru cetățeni. Cetățeanul este baza noastră. Da. Noi suntem acolo datorită cetățenilor. Noi suntem acolo ca să punem în practică ideile cetățenilor, nu ideile noastre. Noi suntem acolo să cheltuim... Sau cheltuim... alte interese ale unor societăți care au contracte cu primăria sectorului. Exact. Da? Corect? O administrație bazată pe corectitudine, care răspunde prompt și deschis tuturor solicitărilor. O administrație proactivă, care informează cetățeanul nu doar când o solicităm, da? Ci și din propria inițiativă. Da? Atunci când lucrurile de interes pentru comunitate trebuie comunicate. O administrație care pune de fiecare dată în dezbatere publică proiecte și măsuri. Nu cred că... De-aia am și spus, până la urmă, noi suntem acolo datorită cetățenilor. Cheltuirea banului public trebuie să se facă transparent și în concordanță cu nevoile cetățeanului. O administrație în cadrul căreia profesioniștii, experții, oameni dedicați cu experiență își unesc forțele pentru bunul mers al lucrurilor. Și am zis că, în principal pentru noi, prioritar sunt copiii. Da? Educația este o investiție în viitor. Dacă nu investim în copiii noștri, nu investim în viitorul țării noastre. Așa e. Da? Și atunci, copiii de astăzi sunt adulții de mâine. Cum investim astăzi în ei, așa avem România dezvoltată mâine. Cu acest gând în minte, educația trebuie să fie pe primul loc. Piatra de temelie a unei societăți sănătoase. Ne-am gândit să construim în sectorul 4... Ne dezvoltăm imobiliar. Da? Umblă acum o campanie a unor colegi care spun sudul ca nordul. Și ok, sudul ca nordul, dar dacă ne gândim la dezvoltarea imobiliară care a fost în nord și la ce haos este în trafic în nord, a generat, da? Așa va fi. Dacă ne dorim să facem și sudul la fel ca nordul, păi înseamnă că blocăm... Trebuie proiecte gândite cu toate... Eu știu repercusiunile negative care le-ar avea asupra bunului mers al acestui sector. Și aici mă refer la transport, ne găsim la, știți bine ce, infrastructură, în mod evident. Exact. Și, bineînțeles, cum a spus și dumneavoastră, interesul cetățenilor trebuie să primeze. Ceea ce am văzut că e un deziderat important al Partidului România Mare, care, zic eu, ar putea readuce cetățenii la vot, că absenteismul e o problemă care în 2016, ca să candidat și știți, s-a manifestat din plin. Mergem mai departe. Vorbeam de această dezvoltare imobiliară. Da. Pe lângă această dezvoltare imobiliară, noi trebuie să ne gândim la copii. Ce facem cu copiii persoanelor care se mută în sudul Bucureștiului, persoanelor care vor locui în sudul Bucureștiului și nu vor avea o grădiniță aproape de casă, nu vor avea o creșă aproape de casă, nu vor avea o școală. Și atunci ne-am propus să mărim numărul de creșe, grădinițe și școli proporțional cu numărul de locuințe care urmează să se construiască. Da? Copiii au nevoie de un loc sigur în care să învețe și să se pregătească pentru viitor. Foarte corect până aici. Și ingenios deodată, vă rog. Tot din cauza acestei dezvoltări imobiliare foarte mari, trebuie să ne gândim la mediu, la exact. Locurile de joacă pentru exact. Copii, la parcuri. Exact. Da? Trebuie să le punem, ok, mă apuc și dezvolt imobiliar, deci dar ce fac? Asta înseamnă mașini multe, locuri de parcare, automat dezvoltarea fondului de mediu la nivel de București, adică factorii de mediu, practic duc la o intervenție mai mare a factorilor politici,
autorităților locale în a îmbunătăți aerul în acele zone, exact ce spuneți, pregătind prezentul pentru viitor. Pentru viitor. Foarte important. Exact. Da. Revenind tot la copii, ne-am gândit să mărim bursele de merit, de performanță, de studiu și bursele pentru copiii care provin din familii defavorizate. Copiii au nevoie de aprecieri. Singura lor apreciere la momentul actual este răsplata și motivația. Da? Aceste burse de merit care în momentul de față sunt subdimensionate și nu le aduc bucuria necesară. Trebuie să ne gândim, toate prețurile au explodat, manualele se plătesc, uniformele școlare se plătesc. Da? Viața este foarte, foarte scumpă în momentul de față și atunci noi trebuie să venim să sprijinim copiii meritoși și să îi invităm la dezvoltare. Corect. Da? Bun. Din punct de vedere, și aici o să vă întreb, pentru că sectorul 3 am stabilit, nu noi, e un sector deosebit de dezvoltat din punct de vedere demografic, cel mai mare. Mai mult decât atât, sunt, ca în fiecare sector de altfel, anumite zone de real interes pentru sectorul respectiv. Cum gândiți dumneavoastră și mai ales în virtutea faptului că în sectorul 3 contracandidați, ca și în 4, o să-i discutăm imediat, aveți contracandidați destul de importanți. Domnul Negoiță, totuși, îi doresc sănătate, evident, nu se bucură nimeni pentru problemele care le are, dar încă rămâne un candidat, zic eu, foarte important, domnul Bădulescu, nu? Da. De la PNL, parcă domnul Moraru, da? De care dintre ei vă e teamă până la urmă? Pentru că totuși, să știți că România Mare încă mai produce în rândul cetățenilor, eu știu, modalitatea de a sta și a se gândi de ce să nu votez România Mare când știu ce a fost România Mare și ce poate să fie, iată o opțiune, decât să-i votez tot pe ea. E ceva nou pentru cetățeni, din nou, ca să spun așa, chiar dacă e... Deci teamă nu ne dă niciunul dintre contracandidați. Dacă voi ști să mobilizez electoratul, să-i fac să mă voteze, să-i scot la vot, sunt singurii care pot decide care e cel mai bun. Timp mai e și apoi este. Gândiți-vă și la echipă. Pentru că aveți echipă deja gândită, va fi foarte... echipă dar foarte domnul Călina e simplu că deja cunoaște ce înseamnă primăria sectorului 4. Îi cunoaște, îi știe pe cei care își fac treaba, cei care nu răspund comenzilor politice, sper, pentru că dacă putem să scoatem politicul din ce în ce mai mult din deciziile pe care le ia primarul și mai ales Consiliul Local, ar fi mare lucru, zic eu. O depolitizare, nu excesivă, dar o depolitizare a deciziilor luate la acest nivel. Vă rog, scuze că v-am întrerupt. Bun, mai departe. Deci, repet, dacă voi ști să mobilizezi electoratul, să-l scot la vot, cu programul pe care l-am, aceștia sunt singurii care pot alege care din cei prezenți pe lista de vot sunt buni pentru a-i reprezenta următorii 4 ani și de a-i administra interesele în sectorul 3. Din punctul meu personal de vedere, nu aș schimba, dacă aș ajunge primar, oamenii din anumite posturi. Dacă omul este bun pe ceea ce face și știe ceea ce face, lasă-l acolo să-și continue munca. Pentru că asta este boala României în ultimii ani. Pornesc un proiect, vine altul, zice... Îl abandonează pe ăla și... Îl abandonează că el e puțin mai deștept decât așa mine. E, și ia de la zero. Și niciodată nu vom trece de clasa întâi, vorba unui prieten foarte bun de-al meu, noi ne oprim la bastonașe și liniuțe. Pentru că totdeauna celălalt vrea să schimbe, să arate că el este mult mai bun și mai deștept decât cel dinaintea lui. Poate programul celui dinainte e foarte bun. Haideți să-l continuăm. De aceea zic. Dacă omul de la serviciu tehnic e bun, lasă-l acolo. Nu-l schimba pe criteriu politic, să aduci pe cineva care nu știe despre ce este vorba și nici nu știe să intre în birou. Da. Totuși, în cei 31 de ani de democrație, ați înțeles sau v-ați format o opinie privitor la modul în care clasa politică înțelege să intervină în rezolvarea problemelor cetățenești. Credeți că ați putea dumneavoastră și cu cei din echipa dumneavoastră să aduceți o schimbare în modul în care
autoritatea locală, respectiv primăria, sector 3, va reuși să, eu știu, îmbunătățească viața cetățenilor din sector, pentru că s-au făcut ceva investiții destul de importante în sectorul 3, nu, primăria, nu le-a făcut Robert Negoiță singur. Dar s-a dovedit a fi un cât de cât bun gospodar. E adevărat, nu le-a rezolvat pe toate. Sunt multe probleme de rezolvat și acolo. Mai puține poate decât în sectorul 4. Dar, totuși, vă gândiți că veți avea o comunicare deosebită, constructivă cu cetățenii, veți asculta, le veți asculta ofurile pentru a interveni în problemele lor și a le și rezolva, evident. La un moment dat... Pentru că e important. La un moment dat existau acei consilieri civici care erau reprezentanții direct ai primarului și mergeau pe diferite zone, erau zonele împărțite, și discutau cu cetățenii și aduceau la cunoștință primarului ofurile cetățenilor. Un primar nu poate să bată zilnic sectorul, pe fiecare stradă, pe fiecare piață, să afle ce se întâmplă, că atunci n-ar mai face nimica. Exact. Da? Acești consilieri civici sunt buni de reinventat, de repus în funcție și de adus la cunoștință edilului ce ofuri sunt, diferite zone. Pentru că nu se compară, mă refer la sectorul 3, nu se compară cartierul de la Unirii cu cartierul 23 august. Nici Paladii cu 1 decembrie. Sunt diferite tipologii de oameni, diferite probleme care se întâlnesc. Da? Unii nu pot să-și tragă canalizare, nu pot să-și tragă apă, că nu au acte la casă, au chitanță de mână. De ITL-ul refuză să le deschidă rol ca să poată să-și facă actele mai departe. Deci, acești consilieri civici, eu zic că da, sunt foarte importanți. Sunt necesari. Sunt necesari. Deci, da, pot contribui din plin la cunoașterea de către primar sau Consiliul Local al primăriei, a problemelor cu care se confruntă sectorul respectiv. Trecem la sectorul 4, domnul Călina. La fel, o luptă pentru fotoliul de primar destul de, nu știu, domnul Băluță, nu? La candidat. Domnul Băluță, actualul primar, da, candidat. Da. Vine apoi Ștefănel Damarin, nu? Fost primar interimar la Partidul Mișcarea Populară. Cine mai e așa de marc la primăria 4? Reprezentanta USR Plus, susținută și de către echipa PNL. Cine? Doamna Fărbușoară? Nu mai știu. În fine, așa. Îmi pare foarte rău, dar nu am reținut. Nu Ciuceală, nu? Nu e ea. Nu. Și... Ovidiu Zară, fost... Da, știu, un băiat deosebit, dar da. Destul de... Candidează din partea Partidului Ecologist. El are idei... Ce partid e el? Partidul Ecologist. Partidul Ecologist, da. Suntem în total de 9 candidați pentru fotoliul de primar, dintre care unul singur este independent, restul reprezintă alianțe sau partide politice. Oricum, va fi o luptă și acolo destul de dificilă, dar vă bazați pe experiență, pentru că experiență practică aveți dumneavoastră și domnul Băluță, bine, și Ștefănel. Și Ștefănel a fost consilier, dacă nu mă înșel, nu? Primar, interimar și apoi consilier. Consilier la tot, da. În același mandat. Sigur, da. Sigur. Un om deosebit și eu. Da, sigur. Da. Normal, e un cunosc bine și chiar am o impresie foarte bună despre el și chiar am prieten cu un consilier de acolo, imposibil să nu... Antoniu Andrușceac, la fel de la USR. Acum nu mai e la USR. Nu, Antoniu Andrușceac la UR, dacă nu mă înșel, a plecat la UR și bineînțeles că i-a fost respinsă candidatura. Da, pare rău pentru el. Da. Un om cu la fel de multă experiență în administrație. Foarte bun în domeniul de asistență socială. Exact. E clar că bătălie va fi, da? Nu... Asta nu... Ținând cont de realizările actualului primar, asta nu înseamnă că noi nu vom mai candida? Eu zic că la 4 nu am auzit de realizări deosebite în acest mandat 2016-2020. Opinia mea. Am auzit la sectorul 6, din ce se lăuda, la sectorul 3, domnul Negoiță, dar nu mai e PSD și deja se schimbă datele problemei. La ultima ședință nu i-a aprobat absolut nimic.
Da. Da. Pentru că n-am mai avut majoritate. N-am mai avut majoritate. Iată un culoar foarte bun pentru fiecare dintre dumneavoastră. Mergem mai departe. Pe ce vă bazați să atrageți voturile? E foarte important că îl cunoști cetățenii de acolo. E foarte important. Deja știu pe cine ar vota. E foarte important. Și mai ales da, e clar că noi acum, reprezentând Partidul România Mare, fiecare în sectorul lui, va trebui să atragem acel electorat pe care l-a avut Partidul România Mare și, bineînțeles, toate persoanele care își doresc un partid naționalist. Da? Până la urmă, exact cum a spus și colegul, dragostea de țară nu contează vis-a-vis de culoarea politică. Așa este. Să fie că de asta și scuze că ia vă întrerup. Dom'le, și când depune jurământul, și chiar primarul când depune jurământul, el jură să-și dăpărească toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului, a sectorului respectiv în cazul ăsta, și bineînțeles apărarea țării, a zonei este predominantă. De-aia patriotismul trebuie să fie un element esențial. Și chiar eu mă bucur că Partidul România Mare s-a axat și pe această idee foarte importantă, dar care s-a cam pierdut. Cine a făcut armata știe, că la jurământ scrie, zice, exact. Jur credință patriei mele România. Da, a fost cu domnul Iovici în emisiune, președintele Partidului România Mare, și la fel a spus că în cadrul partidului sunt membri, foști ofițeri din MAPN, MAI și alte sisteme, care manifestă, și toată lumea știe, echilibru, care manifestă disciplină, ordine în idei și, cel mai important, încredere. Dar mergem mai departe la domnul Călina. M-ați întrebat mai devreme cum i-aș atrage pe votanți. Păi, în primul rând, noi ne gândim că după copii avem sănătatea. Sănătatea care este o prioritate. Și atunci... Am spus, dați un sectorul 3, că nu e un spital. Da, noi ne-am gândit să, eu cu echipa mea, ne-am gândit v-ați să... V-ați identificat deja echipa? Adică vă și gândiți deja? Nu, vorbim de echipa de consilieri. Da, aha, am înțeles. De echipa de consilieri, da, pentru că acest program... M-am putut și o întrebare până atunci și în ce scuze încă o dată. Vă rog. Faptul când ne-a spus celor care vă cunosc, că număr destul de mare bănuiesc în sectorul 4, că veți candida din partea Partidului România Mare, cum au reacționat la faptul că acest partid încă există pe scena politică? Că s-a resuscitat și vine foarte puternic din urmă. Cum au reacționat? Deci, contrar așteptărilor altora, reacțiile au fost foarte bune. Dom'le, ea există foarte bine, nu? Da. Deci nici măcar... Deci n-am avut reacții negative din partea celor de pe Facebook sau celor cu care am discutat... Toată lumea întreba, mai există? Toată lumea există, atâta timp cât noi candidăm din partea acestui partid, el există, el e viu, nu trebuie decât animat. Are așa nevoie de oamenii necesari pentru a fi animat. Așa e. Și exact cum spuneam mai devreme, că sănătatea e o altă prioritate pentru noi, ne-am gândit să construim o unitate sanitară în care persoanele de vârstă a treia și familiile cu venituri reduse, cu venituri mici, să beneficieze de consultații gratuite. Și gratuitatea la prescrierea rețetelor pentru tratament. Pentru că, până la urmă, trebuie să ținem cont că, fiind un partid naționalist, trebuie să ne gândim la cetățean. Nu facem pomeni, să ne înțelegem, dar avem o societate care are nevoie de aceste servicii. Nu toată lumea își poate permite servicii de calitate gratuite. Da? Adică sunt nevoiți să scoată bani din buzunar pentru aceste servicii. Corect. Da? Ne-am gândit să, pentru că, până la urmă, bătrânii noștri au nevoie și ei de o viață frumoasă. Am zis că ei nu trebuie să se împartă doar între televizor, piață și casă. Și atunci ne-am gândit să construim două centre specializate, amenajate astfel încât părinții și bunicii noștri să aibă ocazia să socializeze, să aibă un loc unde să se destindă, să schimbe impresii, să duc o viață mai plăcută. Bun. Privitor la regimul de a acorda lucrări unor societăți comerciale. Se spune, la nivel general de primării, nu neapărat la primăria sector 3 sau sector 4, că sunt abonați la contracte cu statul,
aceleași, sunt abonate, aceleași firme. Cum, dumneavoastră ați vorbit foarte frumos, ca și domnul Călina, domne, transparența totală a tuturor activităților care se desfășoară în cadrul primăriei. Dar cum puteți opri totuși grupurile de interese și ce aveți de gând în acest context? Prima întrebare și a doua, întrebări pe care le adresez și domnului Călina, în privința creșterii siguranței cetățeanului în sectorul 3 și 4, aici mă refer în special la cooperarea cu celelalte instituții abilitate pentru securitatea cetățeanului. Poliția locală, clar, e în subordinea noastră, însă vorbesc la poliția locală, jandarmeria, poliția națională și alte structuri care contribuie la acest fenomen. Vă rog. Eu, din punct de vedere al poliției locale, nu sunt de acord cu desființarea acesteia. Fiecare are muncă pe domeniul lui. Da? Aș dota mai bine lucrătorii din poliția locală, da? Aș suplimenta numărul lor, din punctul meu de vedere sunt destul de puțini, da? Și aș face un plan de acțiune comună cu poliția națională, cu secțiile de poliție care sunt în sectorul 3, sunt 5 secții de poliție, da? Și cu jandarmeria, un plan de acțiune comună. Perfect. Care trebuie să fie transpus în practică. Ar fi ideal. Domnul Călina? Da, noi am prins și importanța poliției locale în programul nostru și am zis că siguranța cetățeanului din sectorul 4 este o prioritate și așa va rămâne în continuare. Pentru că vedem și noi ce se întâmplă în fiecare zi. Da? Și atunci ne-am gândit că revenim la normalitate și punem în funcțiile din cadrul poliției locale oameni integri, capabili, care să apere și să protejeze de la cel mai tânăr până la cel mai vostru membru al comunității. Și exact cum a spus și colegul meu, această colaborare cu Poliția Națională, cu Jandarmeria, prin organizarea de cursuri de pregătire, da? Adică, ok, avem o poliție locală, dar dacă noi nu investim în oameni, nu îi pregătim, nu le aducem echipamentul necesar și nu fac acele ore de pregătire, e clar că nu vom avea o poliție locală competentă. Corect. Acum, într-un minut fiecare, că atât mai avem, de ce ar trebui să voteze cetățenii sectorului 3 ca primar pe Ștefan Corneliu? Vă rog, adresați-le într-un minut. De ce? Aceeași întrebare, sau nu o întrebare, același lucru aș vrea și pentru domnul, într-un minut fiecare, vă rog. Deci, aș dori ca cetățenii sectorului 3 să voteze reprezentantul Partidului România Mare la primăria sectorului 3 și lista de consiliere a acestui partid, deoarece noi nu suntem ca celelalte două partide care s-au rotit la guvernare, când PNL-ul, când PSD-ul, noi dorim binele cetățeanului și suntem patrioți adevărați. Peremiștii sunt cei mai adevărați patrioți la pe care ai în România acest moment. Domnul Călina. Eu vreau să le arăt cetățenilor și le pot demonstra că, așa cum sloganul meu este în pasă de sectorul 4, așa vreau să cred că și cetățenilor le pasă de sectorul 4 și atunci, dacă la toți ne pasă de sectorul 4, haideți să schimbăm ceva în sectorul 4. Vă aștept lângă noi, votați echipa PRM, votați echipa de consilieri PRM și o să vedeți că ne pasă de sectorul 4. Da, facem tot posibilul să rezolvăm problemele sectorului 4. Eu vă doresc succes amândurora, succes Partidului România Mare. Mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Bună seara, ne vedem mâine seara la aceeași oră. O seară bună. Numai bine.